avocatului primar Comuneasă, este ședință ordinară, convocată cu dispoziția 275 în 16 noiembrie 2022. Conform prezenței sunteți majoritatea, declarând deschisă prezenta ședință. În mapele de lucru ați avut pe acest plăca la ședința anterioară din 25 octombrie. Ceva amendamente, dacă aveți să le consemnăm. Supunem la vot acest plăca la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotriva abține. Mulțumim. Dar dau cuvântul domnului președinte ședință pentru a prezenta proiectul ordinii de zi. Ordinea de zi. Punctul 1. Proiectul hotărârii privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, inițiată de primarul primar. Punctul 2. Proiect de hotărâri privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, MNSS și Comuna Său, în vederea implementării proiectului HAP. Punctul 3. Proiect de hotărâri privind aprobarea accesului furnizorului de comunicații electronice Orange România USA pe domeniul public privat al Comunii Asău, inițiator primar Emilian Gurache. Proiectul 4. Proiect de hotărâri privind modificarea cotizației anuale datorate din Comuna Asău, membru al Asociației Comunilor din România, inițiator primar Emilian Gurache. Punctul 5. Proiect de hotărâri privind acordarea diplomei de aur și a unui premiu cuplurilor din Comuna Asău, care au de 50 de ani de căsătorie, inițiator primar Emilian Gurache. Și acum cele două modificări la ordinea de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâri privind aprobarea încheierii actului adițional numărul 1 la contractul de închiriere a suprafețelor de pășune aflate în domeniul privat al Comunei Asău, numărul 5440 din 17.05.2021. Inițiator primar Emilian Gurache. Și punctul 2. Proiect de hotărâri privind acordarea unui mandat special în adunare generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău Valim, în vederea exercitării votului Consiliului Local al Comunei Asău. Deci, supunem la vot ordinea de zi cu modificările prezentate. Cine este de acord? Potriva ținut. Trecem la primul proiect. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Supunem la vot, aveți discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Punctul 2. Proiect de hotărâri privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Comuna Asău, în vederea implementării proiectului HAM. Cine este pentru? Comisia a avut favorabil și anterior la proiect anterior, am uitat să le menționez și la proiect acesta. Vă rugăm pe domnul primar, dacă ne poate spune mai mult despre acest proiect, exact în ce constă. Păi la tăbă l-am luat, dacă ne-am luat. Da, da. Le-am murit. Sau doamna administrat. Sunt colegi care n-au înțeles ce înseamnă HAP. Este un proiect promovat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin care se dorește ca tot ce înseamnă asistență socială să fie colaborat într-un singur sistem. Da. Adică dacă un cetățean își depune cerere pentru venit minim garantat, să fie în timp real văzut în orice colț al țării, să zic așa. Asta este tot. Iar acest program îi va permite asistente sociale ca să vadă și ce beneficiare. Adică dacă are venit minim garantat, va mai ști dacă are alocații de susținere, dacă are alocații complementare. Digitalizare. Verifică, da. Ține de... Și poate vedea online. Și poate vedea online pe sală. Da. Digitalizare. Pe platforma respectivă. Digitalizăm tot. Mi-au pus invers aici, în dosarul de astăzi, cu domnul în găsit. Supunem la vot. Ce mi-e zic asta? Vreau să scrie un mod de mine. Proiectul 3.
Proiectul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului furnizorului de comunicații electronice Orange România S.A. pe domeniul public-privat al Comunei Iasău. Ce-i vorba de o antenă? În asta vrea să spună până la... Aici aș vrea o întrebare. Da, asta am vrut să întreb. Și tehnologii merge? V-am spus Orange-ul 4G, 5G, 3G. Am văzut aici ce vreau să vă spun. Păi nu. Orange-ul mi-e spune Orange-ul. Din câte știu eu. Niciun caz 5G. Eu am vorbit cu cineva de la Orange că nu există decât în București, în Iași, Cluj. Acum ar încerca și la Bacău, deci să spună. La Bacău a venit. Da, și a făcut cineva, un cetățean al Comunei Noastre, mi-a pus întrebarea asta și era foarte bine. 5G. Da, da. Păi, eu discuț el. Pe ireleu, dacă e 5G, el se urcă pe ireleu și îl trage jos. Aparatura 5G. Știți că, de part așa de adevăr, nu are fi respectiv. În partea de 900 de MHz, dacă dați voi puțin, în partea asta și 900 de MHz, se pot instala și 4G și 5G. 5G-ul, de fapt, este a 5-a generație tehnologiei care funcționează în GHz. Asta e diferența de 4G și 5G. Persoane sunt cât de astea la fără. GHz sunt toate. Da. Deci omul mi-a explicat, a zis că, dom'le, dar avem 5G toți în casă. Noi, da. Și uitați-vă pe router-ul care îl aveți la internetul zi cu zi. Da. Așa și-a zis că funcționează în... Da, dar la mine e indică pe mine. 5 GHz. La computerul și 5 GHz. Și toată lumea avem 5G, numai prin dimensiuni mai mici. Ăla e din televiziune, nu e din comunicație. Da, eu cred că trebuia Orange să specifice o companie așa mare, domnule, suntem cu 4G, ca să nu ne pună cumva ce să ne facă, o să zică că vă știți cum e. Bănuiesc că dacă o să sună pe Orange, am vrut să solicităm noi chestia asta. Bine ar fi, bine ar fi. O solicitare, domnule, este 4G, nu ce vrem, nu știu ce vrem. E mai bine să ai scris din partea dumnealor, să știi așa clar, așa... Nu merge 4G-ul, pune 5. 4G-ul merge, nu e nicio problemă. Dar m-așteptam din partea dumnealor să treacă timpul de tehnologie. Unde îl montează? Unde îl montează? Deci eu mă duc la... Unde urci la lungenea, acolo după Marcel? La Băcării. La Băcării. Marcel, acolo nu știu, da. Ce distanțe au după ultima casă, așa să zicem, aproximativ? Nu știu, cred că la 5 metri. Atât de puțin? Dar care are din curte după casă? Ce-am fi vizor. Da, pe azi asta a fost. E piesă la zămul. Știm că în martie o trecule cea cu 5G. A fost cu scandal mare care a venit. La amplasamentul, la 500 de mese. Dar ai cum, planul, ai cum. Nu știu, am citit planul, dar știi, din 900 de mese, știi? De asta, dar nu scrie nicăieri dacă e 4G sau 5G. Aici e singura listă. Eu nu sunt specialist ca să pot să-i spun. Vă cred, da. Nici eu nu sunt specialist, dar m-am mai interesat. Trebuia să specifice lucrul ăsta. În fin, facem o solicitare și să aflăm. Vă mulțumesc, bază. Să punem la vot proiectul, da? Cine este pentru? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea cotizației anuale datorate de Comuna Iasău, membru al Asociației Comunilor din România. Cine este pentru? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomii de aur și a unui premiu copiilor din Comuna Iasău care au primit 50 de ani de căsătorie. Comisia este favorabilă? Avem 14 ceri până acum? Da, 14 de hotărâri a plecat la proiect cu anumită formă și în precum s-a modificat, adică precum și organizarea manifestării ziua Colindului în Comuna Iasău, ediția 1. Acum urmă, așa. Supunem la vot. Nu, dar să discuți. Acum avem două elemente diferite, cel legat de premierea cuplurilor și cel legat de organizarea ziua Colindului. Ar fi fost bine scris două proiecte distincte, mai ales că sunt evenimente care se desfășoară în timpul lunii decembrie, unul înțeleg pe 26. Am două scris în lunii decembrie.
Păi da, dar unul de decembrie și unul de 6. Decembrie. Asta pe... Puteau fi două proiecte distincte. Păi sunt în același capitol financiar. Dacă facem acolo la proiecte, asta dacă... Trebuie colegii noastre. Da, haideți să văd cum am gândit-o noi, colectivul, dacă vreți. Deci, cel mai bun cer, putem să aducem modificări, deci nu este problemă. Da, pe 1 decembrie ne-am gândit să primim și ăștia oameni în vârstă, care fac 50 de ani călătorie. Să mai aducem și ceva personal. E într-o zi de lucru, nu-i sărbătoare religioasă. O să fie joia, o să fie zi liberă. Întâi, e 30. Primierul și sunt liberi. Da. Și nu o să fie nimeni. Și o să stăm noi, dacă o să fim consilieri măcar, să binevoiască să vină la... am invitat de fiecare dată și la depunerea din coloane și mulți din dumneavoastră n-ați vrut să participați. De asta am gândit, o să fie și premierea tot acum, 1 decembrie. Așa. Și pe 26 am gândit, o să facem ziua Colindului, să avem și noi în comuna noastră că vin toți ăștia care vor să ne colindi, să ne uri, stă 5 minute, poate din două ori din două, o luam anul, că vor să fie și remunerați, și-o plecat la Comănești. Dar de ce să nu avem noi o zi a noastră? Și ne-am gândit să fie pe 26 decembrie, deoarece e a doua zi de Crăciun, lumea e acasă, sunt liberi, a treia zi pe 27, ne-am gândit pe 27, dar deja pleacă la servici, a treia zi de lucru. Pentru să avem mulți, da. Și pentru a beneficia cât mai mulți de... Și pe 30 care vor, din joacă cursul și să treci la Comănești. Dar pe 30 la Comănești. Deci ca să nu... Da. Așa am gândit de noi. Dacă dumneavoastră vreți să modificăm sau ați dori altfel, ziceți-ne și ne pliem, ne... că nu suntem noi. 26 decembrie o să fie fără urs. Iar majoritatea din 26 va fi cu urs, că am cerut părerea... Eu am vorbit cu urs. Absolut, am vorbit cu urs, am vorbit cu Andrei Bujor, am vorbit cu toți, dar chiar nu făceam proiectul. Nu s-au pus de caută cu urs. Se lansează invitațiile, sigur, vor veni ziua respectivă. Nu, dar mi-am vorbit, am vorbit cu Daniel Nicotin Junior, am vorbit cu Mircea Budac. Pe asta trebuie să... Da. Nu, 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 altfel făceam așa proiectul fără să ne gândim, fără să... Da, așa am gândit-o noi. Dacă aveți alte păreri și alte sugestii... Bine, cum ați gândit, dar eu zic așa, ne-a trebuit ziua de 16 decembrie, care știți, doamna, că a fost ziua comunului, 16 decembrie. 16 decembrie e postul Crăciunului. Știu, dar zic să... Suntem creștini, nu, 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 să facă cumva evenimentul pentru un spațiu noastră. Să invităm copiii colindu-o pe 16 decembrie eventual, să marcăm cu bacea la vine, nu cu masă, nu cu petrecere, că înțeles că suntem încă. Păi nu cu petrecere, așa timp când nu știu că înseamnă și că cursul automat e petrecere, nu poți să... Nu, nu, pe 16 decembrie, nu. Da. E toată lumea la muncă pe 16 decembrie? Absolut. Da. Marca cumva ziua aia. Bun. Măcar o postare, doamne, să faci pe 16 decembrie. Mi-a făcut aminte omul pe 16 decembrie 1442, atestarea documentară a sălui. Aceea e mult de atunci. În memoria noastră, tot rămâne. Nu e rău, dar noi așa am plătit-o și... Da, e bine pe 26. Păi vine pe 26, da. 26, e bine pe 26. Aici trebuie să fie amintit, doar așa trebuie. Domnul Cătălin, să vă vedem din 1 decembrie. Venim, venim. Am amintit vreodată? Uite, avem experiența a 6 ani, adică 5, până acum ăsta e al 6-lea. Care am stat noi cu doi preoți... Domnule primar, am vestit eu vreodată din cauza consilier, prin 1 decembrie nu pe care este niciodată. Nici prin tăie, nici de ziua aia. S-a putut. N-am vrut să nominalizez, am vrut să mai lipsă. N-am lipsit. Ca să nu mai fie cuos. Vreau să fie, că vine. Hai să facem să vă spunem. Supunem la vot. Cine este pentru? Modificări la ordinea de zi, da? Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional numărul 1 la contractul de închiriere a suprafețelor de pășune aflate în domeniul privat al Comunei Iasău numărul 5440 din 17.05.2021. Inițiator primar Emilian Dragă.
Aici n-am mai dorit să fac cereri de închiriere sau nu știu. Nu, contractul de închiriere a planului derulare, cum trebuie să contractul este foarte în clauzele contractuale nu a fost trecută posibilitatea de a modifica prețul contractului conform rate inflației. Asta, asta e în actual adițional, în actual adițional, dacă cuprinde posibilitatea de a... Auditul de impost să fie indexat cu rata inflației. Așa. E convine, pentru că o negociată cu început. În vederea exercitării votului Consiliului Local al Comunei Iași. Comisia Aici nu e nadiv, doar suntem doar asociați. Nu suntem membri, nu avem niciodată, știu eu, sunt acreditor. Când se termină canalizarea și cu apa și cu... Canalizarea asta nu avem o șansă de aia. Avem șansă că nu o să fie conform. Are dat cum este. Te supunem la asta. Punctul numărul 6, probleme diverse. În ce fază mai sunteți cu corarea de apă? Cetățenii de acolo din zonă nu au avut cadastru pe teren. Da. Acum suntem în procedura de a definitiva cadastru și urmează după aia să facem un contract cu ei, știți, discuția din ședința trecută. Nu puteam să luăm, nu aveam un contract. Da, trebuie contract să nu Deci sunt ideea cu titlul gratuit terenul pentru a putea face studiu hidrogeologic. Dacă nu știm în cadastru, știți că durează contractul. Și dacă este, după aceea face contractul. Dacă este, după aceea asta... Proiect de hotărâre să-l cumpărăm teren, altfel nu poți să faci lucrări acolo când nu e nimic proprietar pe teren. Sunt înțelegeți. Și cu pompa aici de... Da, cu pompa care sunt în ședință. Împing apa sus aici la... Da, urmează să termini proiectul. Ce este aici? Ăștia cu... Ei în capul, da, din capul Răzăiului. Ei în capul luat atunci, va urca apă până sau la parte. Și nu e. Din păcate nu urcă. Am făcut extinderea asta de apă între timp și nu mai urc apă până acolo. Ei, o să trebuie să modifice proiectul, să pună două pompi care le-au impus ISU, una să fie din altă presiune pentru pompier, să bagi nu știu cât, 2 mm cu pe oră pentru incendii, așa și una care o să țină presiune în instalații tot timpul. Și trebuie să modifice proiectul, ia din nou, iar la verificat, durează, da. După discuție au început, doamne, că e obturată conducta, că nu e obturată, astea sunt proiecte, mai nu le facem noi când facem apa acasă. Da, trebuie să facem un jumătate spașă, pe altfel. Da, cu canalizarea, dacă tot ați luat vorbă, știți, i-am pus inclusiv și a treia oară să umbli. Ei tot au crezut de la început, ei au crezut că le merge și așa. Nu le merge și m-am rugat să vin și atunci de la multă întâlnire. Nu acceptăm niciun compromis. Dacă nu-i funcțională și nu merge, nu o să primească semnătură pe recepție, din partea mea cel puțin. Cine o să vrea să semneze, să semneze. Cine vrea să-și asume. Eu nu pot să ne asum. Da, îi disconfort, dar asta nu înseamnă că trebuie să luăm o lucrare în primire care nu-i făcut confort. Nu-i din vina mea, eu le-am dat conștiința, avem hârtii, pot să demonstrez la toată lumea. De asta am zis. Sunt comentarii pe Facebook. Dom'le, cine are ceva de comentat? Vedeți la sede primarie, să vă arătăm documente, să vă arătăm ce facem. Pe Facebook tăți. Anonimul din Bacău, nu știu care, nu știu unii. Păi, măcar n-are puterea să dea din față. Bă, dacă vrei să spui ceva la cineva, da, dă din față. Sunt Popescu sau Ionescu și vreau să stăm la conștiință faptul ăsta. Sub un nume fals sau un anonimat, te-a pus să scrii pe Facebook. Da. Am reușit de a îmbetonat la lungă pe dealul Mănăstirii, strada aia, pe chinet, la
Părtiniș, pe... Nu, dealul mănăstirii la Părtiniș, scuzați. Dealul Comănești. Da. A reușit când am betonat străzile alea. Urmează Nucului, Ciungin și pe Răul Mesteacului. Pe Răul Mesteacului nu era apă. Apa-i trasă pe ulița aia altă, pe bloduri, și de acolo oamenii au trecut dealuri. Au conductele prin grădină. Nu e ok. Sunt foarte multe furturi, pierderi de apă, nici nu mai vorbesc de alea. Și o trebuie să tragem conducte ca să punem și hidranți. Dacă tot asfaltăm strada, ce facem? Facem ca până acum, o punem întâi asfalt și după aia spargem să... Am tras conducta, am ajuns până la Neasănică Pădureanu, mă era de la Neasănică Pădureanu. O veie ploaia, s-o muia pământul. Ce să facem, mă? Dacă puteam să o legăm pe stâmpul de curent conducte de apă, o legam așa și nu mai cream disconfort. Dar o trebuie să săpăm șantul. Asta e, ești disconfort, dacă vrei să faci. Chiar că mai bine nu făceam. Bine, domnule, dar de ce n-ați participat la incendiu când au luat Pădoroacă? Știți ce rănea un cetățean, nu mai dau nume? Băi, când ai făcut să nu pui hidranți, domnule, dar eu am făcut conducta. Haideți să vedeți unde am făcut noi conducta, acum ce am făcut. Uitați, pe apa s-o, am pus din 500 de metri, am pus hidranți. Aici era conducta nouă, hidranți și pe asta. Plus că canalizarea a fost dusă, că vezi canalizarea, a fost dusă doar până la jumatea străzii. Asta, până la străzii, da, o trebuie să o continuăm noi. Acordurile de acum, acordurile la fiecare gospodărie. O trebuie să continuăm noi. De asta e disconfort. Dacă suntem nerăbdători, știu, așa e. Ieși din scurt, de la nevoie la poartă, da. Și când o să terminăm și o să fie frumos, tot noi o să fim. Sperăm să mai trăim, să mai ajungem zilele alea. Până atunci. Da. Încerca să aveți în vedere legatul de acolo, începând cu vada asta de disăcepoasă, cu... Cred că veni și voi să fi spus la Negru, Boveic, Roman, nu au apă de loc. Trag apă din bade. Da, acolo o să... Ce caz dacă se poate să le zic la capătul podului de apă la scală. Așa, așa, așa. Spre om atunci, că nu putem... Chiar n-au apă și o secat. Noi nu putem interveni până nu preluăm conducta, vedeți și la Ciobonul. Și exact aceeași treabă. E făcută conducta de un an și ceva. Nu putem să dăm drumul la apă, că n-am preluat. Nu îi dăm voie. Ei aveau atunci un undeva pe la... Da. Pe sus și o să cântă. Când o să terminăm pe acolo, dar cât sunt? Dar la vecinii mei. Peste apă, la Sândieni acolo. Sunt cu locuri, sunt clar. Vine cu pompa și cu bazin de o tonă, vine și ea de la mine. De acolo e apă, de la vecina, de la Olga. Și e o problemă, da, nu mai e problemă. Nu-i potare, de la urmă. Da. O folosesc, era ce o folosesc. E la potare. Am și o... Invităm... Mă, un pic, nu era. Invităm toți cetățenii pe 1 decembrie, că am tot am discutat tot timpul ședinței, la festivitatea asta de punerea coroanelor. O să vină, cred că, ăștia care o să fie premiați, dar totodată invităm toți creștinii, toți, da, la ora 11, am făcut invitații la toate din toate parohiile, ne-au confirmat majoritatea, așa. O să dăm o ogoașă, un covric și așa. Păi, fasolii. Un ceai, un cafea, un ceai. Un ceai. O ogoașă cu ceai. Și o dată de 26 decembrie la ora 1. La ora 1? La 1. E, până. Dacă zicem 2, vin la 3. La 1, ca să vin la 2. La 1, la 5, la 3. Cum? E bun la 1, la 5, nu e. Da, da. Oricum, cred că pentru evenimentul din 26 o să avem ședința mai rea din 26, nu preconungim la ceva. Și atunci mai anunțăm în ședința ultimară din decembrie. Da, întrebări? Da, am două întrebări de partea oamenilor. Dacă cei cu cadastru mai vin în zonă să mai facă... Da, sunt în zonă. Da. Lucrează. Până acum am lucrat la Extravilan. Așa. Pe Ciobănuș e o echipă și pe Balea Săurui e o echipă. De acum o să vină într-adevăr. Și eu niște lucruri, domnul primar, că și eu o să interesează. Anunțăm pe toată lumea. Deci ei au trecut și au făcut o măsurătoare preliminară. Poate ați văzut lumea cu vreo două luni de zile, trei luni, niște tineri pe drum. Da. Au trecut, au fost cetățean acasă, nu au fost ei din de la poartă. Ei au hărțile astea, au tot satelit. Dar vin și mai fac încă o dată măsurători. Ei, când ajunge pe zone, chemăm cetățenii aici. Deci, au fost extravilanul, am ajuns până la Gemăniere, până mai la val de Gemăniere.
Am chemat pe toți proprietarii de acolo, le-am dat adeverință, am avut până ne-am intrat pe făgaș, așa, a fost mai greu. Dar sperăm de acum să fie... Dar n-au mai venit la Neru, în partea Slavoare, nu mi-a ajuns, nu? Ei, nu, e bine ca mărțumitor să stai o lună, două și așează la birou, mai bine terenul, o să două, să duc chiar la București. E din durată, v-am spus la început, durează 2 ani, ei nu au spus, durează cel puțin 2 ani, tot... Și a doua întrebare, mi s-ar fi de sprijă a... Încă o dată, o să chemăm cetățenii, când o să ajungă cu fiecare zonă, chemăm cetățenii și atunci o să vadă exact. Dom'le, îți convine hotarul, e bine, nu-i bine, cu vecinii, se confrunte acolo, chiar nu știm ce probleme. Și a doua întrebare e legată de înscrierea celor cu care au fost să se aplice în programă, dacă s-a mai plăcut termenul sau nu, ca să știi. Aici e vorba de cetățenii trebuie să vină să completeze un chestionar. Și o să fie nici noi nu știm exact. Dar nu s-au... A fost un termen atunci, trebuie să vină. Dar cine să vină? Chiar acum era, când ieșeam o persoană. La noi, în comună, doi sau trei sunt agenți economici. Domnul aia cu apicola, care are asta de procesată mierii de albinii. Așa că ne-a cerut mediul și într-o ființa societate. Și Zavrosi, mi se pare că sunt singuri care au declarat impozitele, care s-au autorizat. Iar restul, care cetățean aveam ce zi? Ca să nu avem ce zi. Care m-au mai întrebat, trebuie să mă întrebat acum, au trecut termenul, nu au trecut. Dar ține rând. Nu, caleză până la urmă. Oamenii fac confuzii, poți să se corect. Și poți să se corect. Poți să se corect. Dacă e zidit, dacă nu e zidit, ce? Dar bine, aia nu-i fost. Dacă se zidit, poți să se fost. Poți să se zidit că trebuie să fie ecologic, că trebuie să ai bacterii în ea, să... Nu, că asta e o singură persoană. Păi, familia Rodau. Păi da, dar s-a mutat de prima. Nu știu dacă e declarată. Nu e declarată. E asta vor. Să fie declarată, autorizată, să ai avizul de la apii românii, să ai avizul de la... Vă dați seama că... Atent, o să fie făcut de așa, mă. Grav, iau greșul la greșul. Deci, făcut de așa, mă. Fără o fără. Ai văzut, ce se cere până după aia mai... Este au rău un stat, să le primi rău, să asiertică și mai vede. Cere contract. Nu de aia să credeți oamenii. Când îi spuneau unii ce poți vede în taxă și pe fum, aia fi că mai jucă. Nu mai faci și pe aia. Au mers și varianta care se vadă la fel. Partea primăriei. Bineînțeles, noi la rândul nostru trebuie să competăm. Chestiunea aia să ne raportăm. Să vadă dacă se merită să facă. Da, poate mulți se gândesc pe noi, dar doar asta s-a mediatizat la televizor, s-a spus nu. Asta e obiceiul. Dar este termenul canalizare și nu mai e problemă. Nu mai declară asta. Doamne, au întrebat, ca să știi. Da. 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 Da